Trei bărbați au fost reținuți de polițiști după ce au obținut cărțile de identitate ale mai multor persoane pe care le-au păcălit că le vor asigura locuri de muncă în Germania și au creat în numele acestora conturi pe platforme de jocuri de noroc. Pentru fiecare cont primeau un bonus de bun venit care putea ajunge până la 1200 de lei și jucau acești bani până obțineau sume importante. Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a transmis că polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, sub coordonarea procurorilor parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au desfășurat o acțiune în cadrul unui dosar penal pentru fals informatic în formă continuată și fals material în înscrisuri oficiale. Din cercetări a reieșit faptul că trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani din municipiul Motru, județul Gorj, au pus în aplicare o schemă de obținere a unor venituri de pe o platformă online de jocuri de noroc. Astfel, cei trei au postat anunțuri în mediul online că oferă locuri de muncă în Germania, pe această cale obținând fotografii cu documentele de identitate ale persoanelor interesate. Ulterior, aceștia foloseau documentele de identitate obținute în mod fraudulos pentru a deschide conturi de pariuri pe platforma online de jocuri de noroc, întrucât la deschiderea contului primeau un bonus de bun venit în cuantum de până la 1200 de lei. Bărbații jucau suma de bani până la un anumit moment când reușeau să obțină câștiguri importante din aceste bonusuri, se arată în comunicat. Cei trei bărbați au reușit să obțină în mod fraudulos aproximativ 1000 de documente de identitate. Totodată, anchetatorii au spus că aceștia au falsificat documente de identitate în format electronic, cu care au reușit de asemenea să deschidă conturi pe platforma de jocuri de noroc. Polițiștii au făcut 5 percheziții, dintre care 4 în Motru și una în municipiul Constanța, fiind găsite mai multe telefoane, laptopuri cu care cei trei săvârșeau infracțiunile. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, relatează observatornews.ro.